Florica, dragii mei, mă cheamă. Și știți? Nu-mi ia veselii. Nu am studii, dar îs mamă. Îs mamă chiar la 5 copii. Mati heroinia. Da, dragii mei. Alo, ești la guvern, vedeți-mă. Dați-mi medalii, că am 5 copii. Și așa le-am ușit la ocere. Și alocații. Pentru din șic. Mă dau organismul, dar să-i cresc și-i hrănesc singure. Da, dragii mei, nu ne rușini că toți de la tați diferiți. Principalul că-i tot chine. Că-i îmbrăcați, că-i hrăniți. Și important că de la papă diferiți. Da, mama ta e una. Așa că-i frați surori. Da, vorba și tata-i tată. Ca un proverb și-l rusesc. Papa ne-a întoșca. Padvinița nemnoșca. Da, și nu-i drept. Glanuc să ne toși toți și bravo. De unde bani Florica are? Dragii mei, eu nu cerșesc. Eu xapa în schinare din zori până în noapte munșesc. Da. E clar că nu mai fac să ai cu bani cu sapa, dar totuși. Îi pricrit, e bună, oameni buni. Eu sunt geișă. Selscă. Da. Selscava tipa. Basarabscava. Maldavscava, nijloșiscava tipa, știți așa. Geișă de astăzi din satele Moldovei, știți. Toți au așa geiși ca al de mine. Ghidușnea și rașghidușnea. Nu nec. Am patima iubirii. Așa ni darul. Vreau, nu vreau. Și de la mine se bate nirii. Dar de asta nu-s vinovată eu. Lumii. Eu nu-s vinovată. Cum a făcut Domnul frumoasă. Și nu vedeți. Da, o leacă sunt spelate. Dar nu pot să zic crepenoasă. Oameni buni. Așa ni soarta asta. M-a făcut Domnul frumoasă. Și uite încă și boite. Ei, boite, mă iubesc eu singur. Dar mă văd cu Domnul frumoasă așa. E nevinovată, e ea și tot mă iubesc pe mine. Eu spun, Doamne, o videocameră la parta, la stâlp porții, eu mă fac milionier. Eu deschid un canal de ușigări. Se bat toți care primul să intre azi la mine. Dar să mai știu vreo criminală, apă aș șantajă tot satul, Doamne Dumnezeule. Aș trăi în ciocolate. Ori bizică, zefire. Oricum zice, ciocolate trăiesc. Eu, Doamne, Dumnezeule. Da. Vă spun, ce stai, ce stai tai, ce stai plotnea, eu leac așa, da. Oh. Chiloții în izbelei. La cură leacă sunt floriți. Da, e cu totul a fost bălăi. Dar de bieșină e strochit. Și mă rog fără comentarii de este vulgari că am spus o prostie. Și voi nu vă obișnuiți cu strochi? Ia uite măi. Și drept mi-a pădărit asta siorul primarului un fel de dopanal. Să nu fac așa prostii cu codiță. Dar chica codița din locul unde se introduce. Și da, mă toți în ceu că vulpea, hai și-o prinde piește, știți, cu coada. Mă citesc la țar cărți. Oameni inteligenți care cursul cu vulpea, care știți, scotep coada, pești, caroce. Și ni l-am scos. Al țin așa la pistenc, cum s-ar spune. Dar asta n-are importanță. Chiloții îi dizbrac. Îi dizbrac de la distanță când dragoste cu lumea fac. Da, eu știu că multi parașute vor să mă flocăiască. Că eu al lor, mă rog, știți vorba aceea, că vorba aceea, nu-ți pot, utiși nici nu pot să-i piponească. Nu știu ei, fietelor și femeilor. Voi trebuie ei, Doamne Dumnezeu, să-mi dați blagadarnosti. Că eu-s ca sanitarul pădurii. Da, ei vin la mine, dar nu duc la alte. Voi trebuie să-mi bătiți mie polițați medicinală. Eu sunt cista tati, cum v-am spus. Cista plotnă e de tot.
Da, voi și mai bagiculiți și vreți să mai vlocăiți prin drumuri. Fără grijă, vă rog, stați. Nighini tare. Îți frumușică. Dar a voștri scumpuleți bărbați îmi trebuieți pentru ca pic. Că-ți mamă eroină, singurică și frumoasă. Și vreau și carne și slănină și torte la copchilașă pe masă. Așa că nu vă temiți că eu nu vă fur și nu vă distrug familiile. Eu, familia asta e ceva scump pentru organismul meu și pentru sufletul meu, starea sufletească. Da, nu trebuie așa, o făcut și trebuie, eu adus pe masă, ghiveci, fenin, plășinte, acolo, plășinte, să fac eu singur. Produc de bani și idite da moi na bratna na vașă femeie. Ia uite, că eu să vrut așa, Doamne Dumnezeule, vă distrugem pe toate familiile. Și nu e mare catastrofă dacă nu știu, mă rog, a cui mi-s copchii. Știu precis că din sat, eu cu alții din alte sate nu umblu. Că eu știu cât trebuie să mă duc la Grăiești, Moldova. Un an jumătate, dar și eu un an jumătate, 2 ani jumătate în fiecare țări să facă emisiuni numai cu mine, am și eu zvezdiuși ca Moldovii. Sunt cate Grăiești, Moldova, tata la copchii mei. Păi cum v-am spus, nici eu nu știu cui, a cui și de unde. Eu știu glavnă că din sat de la mine, că eu cu alții, nini. Nici o spărcășiune din alt sat, nu n-o pus mâna pe corpul meu de dușnic. Eu vreau să scap de zile grele. Așa că nu mai suflați în cur. Scumpile, dragile miele, eu bărbații nu vi fur, cum v-am mai spus. E ca să atingă o super zână. Când pat voi sunteți repetente. Îmi aduc cartofi, grâu, făină și bani în loc de alimente. Mai citit ca Kamasutra. Dar așa eu ca psihologul satului și sexual și așa eu îi ajut. Ei nici nu vin câteodată, nici nu vor să mă buhnească. Ia ca fa Ileana asta lui Beșin. Trandașirul tău, Iliușa. Vine și dezbracă, ieți sa mea în gură și nici plânge. Și se jelui pe viață. Eu sunt ca un fel de psiholog. Da, tra-la-la, tra-la-la. O, pușesc că trebuie și tu de acasă. El nu te izminește. Dacă sugi o țăța asta nu-i nici strașnic. Să sugi și pe a ta. Așa că nu mai blestemați. Și eu sunt mamă singurică. Și-s muiere. Dar luați și vă învățați să faceți la bărbați plăcere. Ziceți pasiva că din sat. Și mă știți toate la față. Și a voastră trandașiri de bărbați nu umblă cu vreo netefleață. Cum v-am spus, ziceți-vă da prostic, vin la mini. Eu ce ta plotnea. Da, uitați. Asta ne-a padarit-o. Grișa. Femeia în Italia. Dacă să mai vadă pe internet precis ca să-i rupi cu cușonul. Și așa că oameni buni și dragi femei, nu blați ca cățelau și le-și mai grăiți că-s prostitut, că-s curvă și sucă. Voi sunteți așa. Eu vă păstrez familiile. Că nu-ți duc din sat nicăierea. Dacă mă au pe mine. Cum v-am spus, eu sunt sanitarul pădurii. A satului. Așa că nu vă temeți. Eu vă păstrez familiile. Că nu-ți duc ei ca dispari ca alchini la 10 km prin prejur. Ei vin la mine și vin înapoi acasă. Așa că trebuie să zic eu la primărie. Asta, întrebarea. Trebuie să primești dar plată că eu păstrez populația în sat. Nu-ți duc nicăiuri bărbații din sat, numai la mine vin. Și asta, măi oameni buni, de azi. Dacă vreți la mine, scrieți-mi pe pagina mea de Facebook. Acolo este special. Și înscrieți-vă în rânduit online. Să nu vă ușiteți la poartă ca albaioji. Și asta, măi oameni buni, pe azi, mă duc. Mă duc că s-a început rabocii din, cum s-ar spune. Da, ghițor, eu vin, gata. Ta-ta-la-la-la.